Consumul și traficul de droguri par tot mai greu de controlat în România. Locuitorii unui bloc din București spun că sunt terorizați de un vecin care vinde stupefiante sub ochii lor. Oamenii au cerut ajutorul poliției, dar pericolul nu a dispărut. Chiar și atunci când proprietarul a fost internat în spital, iar ușa apartamentului sigilată de poliție, consumatorii de droguri au continuat să intre pe geam. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Aceste imagini arată ce se întâmplă pe o stradă din sectorul 4 al capitalei. Indivizi suspecți intră ori ies pe fereastra unui apartament situat la parterul blocului. Locatarii susțin că sunt consumatori și traficanți de droguri. În repetate rânduri au chemat poliția. Totul a început în anul 2021, el neavând bani, fiind și consumator de droguri, s-a înhăitat cu primul cămătar, de la care am înțeles că a luat niște bani cu camăt. Cel despre care vorbesc vecinii este unul dintre cei trei frați care au moștenit apartamentul după moartea părinților. Rămas fără bani și a pus casa la dispoziția traficanților și consumatorilor de droguri. Apoi ar fi luat împrumuturi de la cămătari, iar aceștia, ca să îl scoată din casă, au blocat ușa, spun vecinii. Pe aceeași ușă s-au strâns lipite și multele somații de la autorități. Proprietarul și oaspeții lui au început să circule pe geam. Foarte multe fete, tinere, acest apartament este pus la dispoziție pentru consum, trafic, prostituție, dar nu se face nimic. Plângeri au fost făcute nenumărate. De Crăciun, vecinii au chemat din nou poliția, speriați de scandalul care se auzea în apartament. Vorbește cu toată lumea și mutați petrecerea. Veni și spargem ușa, se duc la obrejit. Nu l-am auzit că spune toată lumea, ne-am asuprat să vină fiecare seară aici. Polițistul s-a ținut de cuvânt. Proprietarul a fost internat acum 3 săptămâni, iar ușa casei a fost din nou sigilată, de această dată de polițiști. Pe geamurile din spatele meu, în urmă cu o lună, agenții au lipit benzi pe care scria clar "Poliția, nu treceți". Acestea au fost îndepărtate, semn că tot pe aici se intră în apartament. Au fost surprinși când au încercat să intre în diferite apartamente. Nu mai avem posibilități materiale, ei recurși la tâlhării. În acea zonă, sectorul 4 și sectorul 5, au fost inclusiv decese în spațiile publice ca urmare a administrării unor supradoze. Între timp, proprietarul a fost externat. Polițiștii secției 16 l-au amendat de mai multe ori pe individ pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Ei au întocmit și 3 dosare penale anul trecut pentru diferite infracțiuni de furt și au sesizat și Brigada pentru combaterea criminalității organizate București pentru diferite fapte privind consumul și traficul de droguri. Cu toate acestea, individul este și acum acasă, cercetat în libertate. Daniel Nițoiu, ProTV.